Ziua ho sentito parlare, ha speso un face un scurt tutorial di categoria morții soarelor, acest fluturaș în 3D. Este foarte simplu, lucrat în două culori, după cum vedeți, acesta este realizat cu firul de bumbac, însă astăzi, pentru dumneavoastră, voi lucra cu firul obișnuit, firul Bravo, și astfel veți reuși să vedeți mai bine ceea ce lucrez. Voi face un prim ochi de lanț, după care voi pleca folosind croșetul cu numărul 2 și jumătate, așa cum spuneam, voi pleca și voi face un total de 8 ochiuri de lanț. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. După ce am lucrat cele 8 ochiuri de lanț, voi închide în corespondență primului ochi de lanț cu fir alunecat. Vezi că nu-mi intră croșetul, din nou aceeași problemă. Îl voi face fir alunecat, voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț care vor fi de separare, deci avem un total de 6 ochiuri de lanț. Apoi voi lua firul pe croșet și voi lucra un picioruș dublu. Astfel am format un V. Voi lua firul pe croșet, voi lucra din nou un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare și cel de-al doilea picioruș dublu. Astfel am format cel de-al doilea V. Firul pe croșet, din nou voi face un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, urmate de un picioruș dublu. Am format cel de-al treilea V. Vom lucra în felul acesta, lucrând un total de 7 V-uri. Ne vom orienta după aceste spații libere care le avem. La sfârșitul rândului va trebui să avem 7 astfel de spații. Am ajuns la capătul rândului, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț și așa cum vă spuneam, trebuie să avem un total de 7 astfel de spații, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum voi intra cu fir alunecat în corespondența primului spațiu, voi lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, urmate de alte 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Lucrat primul spațiu, firul pe croșet, ne vom deplasa în cel de-al doilea spațiu și vom face din nou 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. 3 ochiuri de lanț de separare, urmate celelalte 3 piciorușe duble. Cele 1, 2 și 3. În corespondența fiecărui spațiu vom lucra în acest mod. 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Ajunse la capătul rândului, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom scurta firul, iar capătul de fir îl vom ascunde. Scurtăm în felul acesta, închidem rândul, capătul de fir va fi ascuns. Fie cu croșetul, fie cu acul, așa cum spun întotdeauna, cum vă este mai ușor dumneavoastră. Ascundeți acesta. În sfârșit. După care îl vom scurta. Am terminat în culoarea albă. Voi începe
calcolare a proscia in corrispondenza. Ogni addentro spazio vuoi entrare. Il filo rosso. Si poi lucrare data aceasta 4 ochiuri grandi care vor ține locul unui picior și dublu 1, 2, 3, 4. Firul pe croșete 2 ori și voi continua lucrând. Cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Cel de-al patrulea picioruș dublu înalt. Un ochi de lanț de separare și voi continua cu o serie de alte patru piciorușe duble înalte în corespondență a celui spațiu. 2, 3 și cel de-al patrulea. După care mă voi deplasa în spațiul următor, lucrând din nou. 4 piciorușe duble înalte. 1. 2. 3. Atom. Un ochi de lanț de separare și voi continua cu cea de-a doua serie de 4 piciorușe duble înalte, așa, de 2 ori firul pe croșet. 1, 2, 3 și 4. În felul acesta vom lucra până la capătul rândului. Noi ne vom reîntâlni. Ajunse la capătul rândului, vom închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș. Vom scurta firul, capătul de fir îl vom ascunde de desubt. Nu ne rămâne de făcut altceva decât să facem un lățișor. Eu l-am făcut deja. Un lănțișor din forma din 35 de ochiuri de lanț, ochiuri de lanț obișnuite, normale. După cum vedeți, eu am pus 35, dumneavoastră veți măsura, veți pune modul în care doriți. Ceea ce am obținut poate fi o floare, însă noi vom pune în două lucrarea noastră, în modul în care golurile, spațiile libere să fie identice. Voi lua lănțișorul format, voi trece de dedesubt, voi trece deasupra un pic să reușesc să-l prind. Ce sunt așa de... în felul acesta. După care vom lega aici pe mijloc și vom așeza aceste antenuțe în modul în care dorim noi. În felul acesta am format eu fluturașul pe care îl vedeți. Vedeți și diferența de dimensiuni, bineînțeles, acesta este mult mai mare. Firul fiind și mai gros, acesta este mult mai simpatic și mai delicat. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, nu uitați că acesta este un canal adresat oamenilor începătoare. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, un like,
e noi ne vom rientrare con noi tutoriale. Va a rivedere, va a salutare Tatiana.